Ce subiect ți-a picat? Despre Crăciun. Și ție ce ți-a picat? Ce simbolizează crucea? Biserica Ortodoxă Oficială și
a revenit la ceea ce a fost, cum să spun, condamnată, odată cu răscolul și cu acea faptă nu numai rușinoasă, dar și tragică, care a rupt nu numai Biserica Ortodoxă Rusă în două, dar și poporul rus. De asemenea, aș vrea să spun că limba slavonă veche ea a servit ca limba oficială a cancelarii în țările românești, atât în Moldova, cât și în țara Muntenia, în Valahia, și parțial, zice, chiar și în Transilvania, mai târziu, ceea ce dovedește că limba slavonă bisericească este a treia limba sfântă, pe lângă cea greacă și pe lângă cea latină. Și nu uitați să nu fiți dragi elevi, uitați-vă aici, Sfântul Nicolae, că premiază mai mult decât putem noi să premiem și vă este aproape. Vă rog în egală măsură să vă gândiți și pe voi cei bine și noi cei maturi și noi, Dumnezeu, să ne gândim și să vă spunem că ne bucurăm de credințele noastre, dar să nu uităm că moșii și strămoșii noștri uneori și-au dat viața ca noi să ne păstrăm astăzi credința. Așa că olimpiada dumneavoastră și a noastră este și o formă de respect față de înaintașii noștri. Cine își aduce aminte de înaintaș și se gândește la proiectele de bine, binecuvântate de Dumnezeu în viitor, își înnobilează prezentul. Vă mulțumesc tuturor, părinte inspect și vă rog. Începem clasa a 7-a. Premiul întâi, Chirilă Vitale, de la școala Dumnezeu Sfânta Chirilă. Premiul 2, Ivan de Pet, școala Slava Cerului.
Ați mai fost la olimpiadă de religie vreodată? Ia spune, ce facultate ai dori să urmezi?